Florin Plămadă și-a găsit o nouă echipă după încheierea contractului cu Politehnica Iași, cu care promovase la finalul sezonului trecut în prima ligă din postura de capitan. Fundașul rădăuțean, în vârstă de 31 de ani, își va continua cariera la divizionarea secundă Chindia Târgoviște, grupare cu care a semnat pe un sezon. Într-un interviu acordat publicației Liga2.ro, Florin Plămadă a declarat: au fost discuții cu mai multe echipe, dar am ales Chindia deoarece m-am simțit dorit cu adevărat acolo. Am văzut o schimbare de generații, au venit oameni tineri, dornici de a face lucruri bune. Nu ascund și faptul că a contat prezența domnului Andrei Cordoș, cu care am fost coleg o perioadă la FC Botoșani. Am vorbit cu dumnealui, am discutat și cu noul antrenor, Dragoș Militaru, și am ales să continui la Chindia. M-au convins cu tinerețea și entuziasmul lor și sunt convins că putem face lucruri frumoase împreună, a spus Florin Plămadă. Acesta a jucat în prima ligă pentru FC Botoșani și Politehnica Iași, iar în eșalonul secund a evoluat pentru Rapid Ciofere Suceava, CSO Otopeni, Petrolul Ploiești și Metaloglobus București.